Chiar așa a zis. Cea mai bună combinație, mami, ciocolată și bărbați. Eram ok. Every single day. Salutare, dragi și drage, eu sunt Adina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. În cazul în care sunteți noi, nu uitați să vă abonați și să-mi lăsați gândurile voastre în comentarii. Dați-mi un follow și pe Instagram, pentru că eu acolo mai postez videouri, unboxing-uri, poze cu parfumurile pe care le port în ziua respectivă și acolo puteți să țineți legătura cu mine, scrieți-mi mesaje dacă aveți gânduri pe care vreți să mi le transmiteți și nu puteți să faceți asta în comentarii, puteți să-mi scrieți pe Instagram pentru că e acolo, urmăresc mesajele voastre și vă răspund în măsura în care pot. Bun, astăzi, așa cum ați citit și în titlu, o să vă arăt colecția mea de parfumuri de la Ariana Grande. De fapt, ar fi impropriu spus colecția mea de parfumuri, pentru că este mai degrabă colecția fiicei mele. Ea este obsedată de tot ce înseamnă parfumurile de la Ariana Grande și vrea să le aibă pe toate și am hotărât împreună cu ea ca parfumurile să fie cumva ale noastre. Eu am unul, ea are două și da, haideți să vi le arăt. Primul, voi știți deja despre el, este acest Cloud de la Ariana Grande. Eu l-am, ăsta a fost parfumul meu de 30 de ani. Când am făcut 30 de ani, soțul meu mi l-a făcut cadou. Și a fost un parfum pe care mi l-am dorit. A fost un parfum spre care inițial nu am vrut să mă duc pentru că îi se făcea foarte multă reclamă în online. Însă, la un moment dat, am fost și l-am testat într-un mall pe vremea când nu era COVID. Și cumva l-am pulverizat pe geaca pe care o purtam la momentul respectiv și cu stupoare am observat că inclusiv la câteva zile după încă se simțea și am zis ok, îl vreau, îl iubesc, îmi place. Ăsta este un parfum care are cocos în el și deși cocosul nu este unul dintre ingredientele mele preferate în parfumerie, acest cocos m-a dat pe spate și mi-a plăcut foarte mult. Este un parfum despre care nu are rost să vorbesc foarte mult pentru că voi îl cunoașteți, este mega și arhi cunoscut. Este una dintre cele mai bune clone pe care le are Baccarat Rouge la parfumuri accesibile. Eu îl am la 30 de mililitri. Cred că 30 de mililitri? Da. Este o apă de parfum, persistă de rupe, persistă peste 12 ore, este un parfum reconfortant, cozy, gurmand, tropical, cremos, vanilat. Nu știu dacă are rost să-i mai spun și alte caracteristici. Și da, este un parfum dintre parfumurile foarte accesibile la preț. Acesta la momentul în care l-a cumpărat soțul meu a fost doar 133 de lei și la 30 de mililitri. Și da, în cazul în care vrei un parfum semnătură care să persiste foarte bine, să aibă proiecție foarte bună, să aibă și siaj foarte bun și în același timp să fie ieftin, ăsta este unul dintre cele spre care te poți duce. Ok, următorul este un parfum pe care Ariana Grande l-a scos anul trecut, nu v-am vorbit eu foarte mult despre el, ăsta este parfumul fiică mea, ea și l-a dorit foarte mult, ăsta se numește Ariana Grande Rem, fiică mea zice Cristala, pentru că are ambalajul ăsta din cristale. Mie mi se pare că ăsta e un parfum ceva mai fresh decât celălalt. Are ceva din notele gurmande pe care le are Cloud, însă acest Rem are ceva lavandă în el care îl face să fie un pic mai masculin decât celălalt. Dacă în Cloud vorbeam doar despre note gurmande, note tropicale, note reconfortante, acest Rem, având levănțica aceea în el și are ceva note de tonca, dacă nu mă înșel, oricum, senzația pe care mie mi-o dă este de un parfum cu lavandă și ciocolată. Fiica mea zice că el miroase a ciocolată și bărbați. Pentru că ea resimte notele acelea pe care și eu le resimt ca fiind mai degrabă spre sfera unisex a parfumeriei, iar resimte direct ca parfum bărbătesc și în același timp există notele alea ușor gurmande de ciocolată din punctul meu de vedere și deci asta o face pe ea să zică că miroase a ciocolată și bărbați. Și chiar așa a zis, cea mai bună combinație, mami, ciocolată și bărbați, eram ok. Bun. Deci, Rem este al doilea parfum din colecția mea și a Sofiei. Iar cel de-al treilea și cel mai nou din colecție, ăsta a fost adus de către Moș Crăciun Sofiei și se numește God is a Woman de la Ariana Grande. Ăsta este un parfum spre care eu am vrut de la început să mă duc, dar
mă rog, dacă tot a fost adus de către Moș Crăciun, n-are rost să-l mai cumpăr și eu. God is a Woman este, cred că, cel mai nou parfum din colecția Ariana Grande. Mi-am dat seama că, ca și parfumuri, Ariana Grande face niște, brandul Ariana Grande, deci parfumierii sau echipa care creează parfumuri pentru Ariana Grande, face o treabă foarte bună pentru că parfumurile sunt excelente, raportul calitate-preț este foarte, foarte bun, parfumurile persistă foarte bine, parfumurile au proiecție, cam toate din ele și uite așa Sofia a zis că ea ar vrea să le aibă pe toate în colecția ei și deci în viitor trebuie să începem să le cumpărăm. Bun, asta este God is a Woman de la Ariana Grande. Eu sunt sigură că voi l-ați mai văzut pentru că prima dată eu am văzut-o sau am auzit-o pe Mihaela Vulcu vorbind despre el pe canalul ei. Eu știu că ea este îndrăgostită de ce oferă acest parfum și nu numai, am senzația că și ei îi plac foarte mult parfumurile de la Ariana Grande. Și da, acest God is a Woman vine așa. Deschiderea lui este... se vede. Și ăsta este tot un parfum gurman, însă ca deschidere mie mi se pare că acest parfum se duce un pic mai mult înspre sfera lui Cloud. După cum v-am spus încă de la început, cam toate parfumurile Arianei Grande au acea notă ușor tropicală, ușor cremoasă de cocos și dacă în Cloud se resimt cel mai bine, cam toate celelalte parfumuri au ceva din acea notă și acest God is a Woman nu este mai prejos. Și aici se resimt niște note ușor cremoase, dar în același timp mie mi se pare asta un parfum mult mai fructat. Este un parfum fructat, vanilat, este un parfum foarte plăcut, este un parfum foarte jucăuș și este un parfum care persistă foarte, foarte, foarte bine. Este un parfum care nu se resimte apropiat de piele, este un parfum care te îmbie la distracție, este un parfum, nici nu aș ști cum să-i fac mai multe complimente, dar în cazul în care îți plac parfumurile fructate, în cazul în care îți plac parfumurile vanilato-fructate, te-ai putea duce spre acesta pentru că, din punctul meu de vedere, raportul calitate-preț al acestuia este foarte bun și da, trebuie să-l ai în colecție în cazul în care ești fan. Parfumurile fructate, ușor gurmande, nu neapărat apropiate de piele, ci mai degrabă care lasă așa un pic de dâră de parfum după tine și care te fac să ieși din mulțime. Cam asta este acest God is a Woman pentru mine. Îmi place foarte mult, ambalajul este foarte, foarte frumos, o avem aici pe Ariana Grande și acesta este tot la 30 de ml. După cum știți, eu nu sunt fan al parfumurilor la 100 de ml sau 50 de ml pentru că fizic nu am timp să mă dau cu toate și, mă rog, prefer să-mi iau un ambalaj mic, ca în momentul în care mă pixez de ele și vreau să le dau mai departe, să fie în ele, dar nu unde ajuns de mult încât să poată expira. Deci, da, God is a Woman este acesta. Deci, cam astea sunt cele 3 parfumuri din colecția mea Ariana Grande. Dacă voi aveți și altele, scrieți-mi în comentarii pentru că chiar aș vrea să văd pe care să-l cumpăr în, nu știu, data viitoare, în viitor. Bun, cam atât pentru astăzi. Aștept gândurile voastre în comentarii. Dați-mi un follow și pe Instagram. Pa, pa!